Ora 15, sunt Ioana Constantin, încep 3 ore de politica zilei. Vă mulțumesc mult că sunteți aici pe B1 TV. Dom'le, s-a inventat într-o formă sau alta teleportarea în timp, în spate. Deci știu că dumneavoastră vă imaginați că sunteți pe final de octombrie, toamnă frumoasă, 2024, dar nu. Suntem undeva prin anii 2000. Singura diferență e că nu mai candidează Iliescu. În rest, toate sunt la fel. Adică Hrebenciuc în continuare face tot felul de șmecherii pe la PSD. Nu neapărat pentru că îl iubește pe Ciolacu, pentru că ei nu au o relație bună deloc. Zice domnul Becali, și n-avem niciun motiv să nu-l credem, că l-a rugat Hrebenciuc și l-a mai rugat prietenul lui Ponta Ghiță să-l ajute pe Simion să intre în turul 2, ca să-l ajute pe Ciolacu să câștige alegerile. O să vă arătăm și declarațiile domnului Becali, dar și unde duce acest scenariu la care imediat a ripostat PNL-ul. Dar până acolo, o să vă arăt ceva ce sunt sigură că nu vă arată nicio altă televiziune. Și n-am văzut să scrie presa, în afară de o publicație foarte nișată, Podul. George Simion are în spate cele mai temute clanuri interlope. Liderul duduienilor îl susține pe Simion. Victoraș Micula, implicat într-o mulțime de dosare și cu foarte multă presiune pe justiție și pe instituțiile statului, a creat o rețea pe TikTok pro-aur, cu interlopi, proxeneți, traficanți și consumatori de droguri, personaje deosebit de dubioase, care îl susțin pe Simion și care susțin aur. Și o să vă arăt aici astăzi, în toate cele 3 ore, așa, pe bucăți, temeinic, pătrânește așa, cum funcționează rețeaua asta plină de interlopi, care îl sprijină pe Simion și căreia Simion îi promite chiar protecție, pentru că la un moment dat, liderul duduienilor arată o înregistrare în care este amenințat și îi se cer bani. Și Simion spune că se va implica personal. Spun mulți dintre băieții ăștia, hai să votăm cu aur, că ați văzut că ăștia la alții ne-au băgat la pușcărie. Lasă, că Simion poate n-ajunge în turul 2 și oricum președinte sigur n-ajunge. Dar el totuși e președintele unui partid parlamentar și e parlamentar al statului român. Și fără nicio emoție, promite protecție clanurilor interlope. O să vă mai arăt astăzi și cum domnul Ciucă invită pe doamna Lasconi să se retragă. A mai apărut și azi un sondaj după cel de ieri, o brambureală totală, nu se mai înțelege nimic, adică unele partide sunt date la jumătate din scorul pe care îl avea un alt sondaj de ieri. Nici sondajele astea nu sunt nici oglinda momentului, sunt ce comandă partidele și ce interese se fac. Dar cert este că tot ce auzim în ultimele zile ne arată ceva foarte evident. Suntem într-o democrație falsificată, pentru că în momentul în care partidele de la putere încearcă să direcționeze sau chiar reușesc să direcționeze prin instituții, prin jocul electoral, clasamentul electoral să le fie favorabil, asta nu mai se cheamă democrație în care poporul chiar alege. O să vă arăt însă și cum au votat românii din diaspora la alegerile europarlamentare, că tot țipăm noi la ăștia din Moldova, dom'le, n-ați votat pro-Europa, în Silicon Valley. Hai noștri, românii noștri, au votat la europarlamentare, aur și șoșoac. Începem! Invitații mei și ai dumneavoastră în această primă oră în platou alături de noi, Cristina Prună, deputată al USR, purtător de cuvânt USR, mulțumesc mult! De la Slatina, primarul PNL, Mario De Mezzo. Te salut, Mario, mă bucur mult că ești alături de noi și acum ești primar în funcție, ai trecut, ai primit mandatul, da? Săptămâna, Ioana, luni depun rământul și voi fi primar în funcție. Doamne ajută, mult succes, Mario! Ni se alătură Ionel Dancă, deputat al Forței Drepte de la Neamț, unde și candidează. Mulțumesc mult, Ionel Dancă! Și deputatul UDMR, Zoltan Zacaria. Mulțumesc mult, domnule deputat! Mulțumesc și eu! Haideți să începem cu povestea asta legată de Simion și clanuri. Pe bucăți vă arăt. Mai facem. Sunt 3 ore, o să vă tot arăt toată ziua. Pentru că este foarte, foarte important să înțelegeți cine îi susține pe acești oameni care candidează la cea mai înaltă funcție în stat, care sunt în Parlament și care vor mai fi în Parlament. Hai să vedem o primă înregistrare ca să înțelegeți întâi care e anturajul lui Simion. Și vreau să zic că m-a agitat și eu îmi cer scuze că a intrat Micula și s-a deconectat.
N-aveți de ce dumneavoastră, domnul președinte. Țin ca să vă spun că eu sunt George Pian. Și domnul președinte, am și o întrebare la dumneavoastră, dacă îmi permiteți. Vă rog din toată inima să vă rog să mă lăsați să vă fac cunoscut faptul că de 3 zile suntem amenințați, înjurați și făcuți în toate felurile, atât noi, morții noștri și copiii noștri, pentru că vrem să punem simpla poză cu aur la profil. Nu, deci practic există un om care ne amenință, ne pune poze cu familii, că se duce, ne dezgroapă morții, dacă noi mai susținem partidul ăsta. Păi stai, domnule, puțin! Așa-i. Și acum vă întreb, unde putem să cerem ajutorul pentru acest om care face filme porno cu minori? E un lucru foarte grav asta. Și pedofilie, da, pedofilie pe această platformă. Corect. De mult TikTok-ul nu mai e ce ar trebui, ne cenzurează pe noi, ne-au șters contul ăștia de la TikTok. România, cine e băiatul ăsta? Cum îl cheamă? Avem numele, Cristian. Organele din România ar trebui să ia măsuri că spațiu public. Dalu TV, pamflet și nu știu ce. Mâine dimineață o să ajungă sesizare de la mine pe cale parlamentară. La toate organele de cercetare, și legat de pedofilie, dacă există, și legat de pornografie, și legat de amenințări pentru... Bun, avem așa, ca să vă faceți o idee despre cine e aici. George Pian este liderul clanului Duduienilor, cel care i-a luat locul lui Emi Pian, care a murit acum câțiva. Dacă vă aduceți aminte, au fost desfășurări de forțe mari acolo, pentru că au participat, adică instituțiile statului, jandarmerie, poliție, au păzit clanurile interlope. Deci, odată George Pian, cel pe care l-ați văzut, liderul clanurilor Duduienilor. Apoi, Victoraș Micula. Da, chiar el, care este într-un dosar acuzat în care doi foști șefi ai BCCO, Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Oradea, au fost plasați sub control judiciar, a anunțat DNA-ul. Cei doi sunt acuzați că l-ar fi ajutat pe fiul unui om de afaceri, pe Victor Micula, inventând o adresă care ar fi permis avocaților acestuia să ceară reducerea la jumătatea pedepsei pe care putea să o primească într-un dosar penal. Vreau să vă mai arăt încă o înregistrare și apoi venim să comentăm. Mai sunt și alte dovezi. O să le arătăm pe toate, pentru că e important să știți cine sunt toți oamenii ăștia din jurul lui Simion. Hai să mai dăm. Domnul președinte, M-aud? Te rog. Da. Am și eu un videoclip care aș vrea să-l fac acum aici, public. Eu am fost amenințat că dacă vreau să fiu lăsat în pace, vă rog doar să auziți. Dom'le, continuă de luni de zi. Stai un pic, Maca. Fă-l mare, Victor, fă-l mare. Fă-mă mare, hai, Victor, te rog. Hai, mă, contul, că nu știu ce dracu face. Lasă că s-aude. S-aude, George. Acum, domnule președinte, eu vă întreb, în situația în care le zice clar că dacă eu vreau să fiu lăsat în pace, să nu mă mai înjure, să nu mai îmi facă amenințări, să-i dau 10.000 de euro. Nu, la fel. Asta domnule e amenințare și trebuie săltat pe Alin imediat la ridicat. Păi ca nu ridicat ia nimeni, nu ia nimeni, nu interesează pe nimeni din toată România. Eu am făcut o sesizare la parchet imediat. Dar George, George Pian, ascultă să spun o chestie. Alin doar că a țipat mai tare l-au săltat. Pe ăsta nu saltă nimeni. Păi înseamnă că ei îl pun, bă. Ce o să mă ocup personal să se aplice legea. Dacă mai avem o țară românească, dacă suntem controlați de alții, înseamnă că trebuie să plecăm toți din România, dar o să mă bat cu ei. Bine că mi-ați... Chantaj, amenințare, pedofilie, păi unde suntem, bă? Asta, pe noi puteți să ne arestați. Pe mine m-ați chemat exact la Sintia 21, că am zis că nu știu ce. Dar ce nu am drept? Băi, vreau să fiu cu Simion, asta e, hai, luați-mă și arestați-mă. Ce așa funcționează lucrurile în țara noastră, dar până la alegeri. Și în America se întâmplă la fel cu Trump. Da, până la alegeri. Lasă că oameni le bătem noi mințile în cap. Deci domnul Simion, candidat la prezidențiale, parlamentar al României, șef de partid parlamentar, bagă el mințile în cap autorităților, nu interlopilor, nu clanurilor, pentru că mai târziu o să vi-l arăt pe Pian cum vorbește de legalizarea drogurilor. Aseară, într-un live pe TikTok, povestește despre cum va aduce droguri din Columbia. Dar Victoraș Micula, că el este cel care finanțează această rețea pro-aur, uite-l, cu sigla AUR, 4,1 milioane de urmăritori pe TikTok. Da, Victor? Victor Micula, da? Copilul milionarilor, oamenilor de afaceri, da? Știm bine povestea cu Micula.
este foarte implicat în această schemă din care fac parte maneliști, interlopi. Bine, noi am aflat multe lucruri pentru că mulți dintre maneliști s-au spart și au început să povestească în urma, probabil, presiunii care s-a făcut pe ei din cauza acestor clanuri. Și mai era încă unul, cine? George Pian, da? Ca să vedeți, și-au pus astea cu aur acolo, da? Cristina Prună, cum interpretăm ce vedem așa? Eu vă spun sincer că cetățean care trăiește în această țară, da, înainte de parlamentar, mi se pare înspăimântător. Pentru că îl văd pe George Simion, care stă la discuție așa pe TikTok cu niște grupuri de interese, clanuri, oameni dovediți că au încălcat legea, ceea ce din punctul meu de vedere ar trebui să ne sperie și oamenii care vor merge la vot pe 1 decembrie, dar și pe 24 noiembrie, cred că ar trebui să se gândească de două ori. Chiar dacă din partea PSD e tot împins George Simion în față, că domnul Ciolacu vrea să un tur doi cu George Simion, că e mai ușor de bătut unul ca George Simion decât poate un adversar redutabil în această campanie electorală. Deci nu știu ce face și domnul Ciolacu de la vârful guvernului, că totuși acest domn Simion are interdicție în Republica Moldova, în Ucraina, ne vin tot felul de semnale de la țări vecine și totuși aici el se dă pe TikTok cu interlopii, cu clanurile interlope, da, inclusiv cu Victor Micula, care are, v-am citit mai devreme, cel puțin acest ultim dosar. Mario, ce înseamnă asta? Dom'le, până la alegeri, după aia ne ocupăm, le băgăm mințile în cap, tu să stai cu liderul clanului duduienilor în live-urile astea. Acum, Ioana, eu am câștigat niște alegeri după lupte grele și când candidezi, sunt tot felul de oameni care te susțin din toate categoriile sociale. Asta n-am o problemă. Însă, în momentul în care faci live pe Facebook cu șefii unor clanuri interlope, te asociezi în mod direct cu ei, le dai apă la moară spunându-le că, în loc să spui, domne, vom evalua situația, vom vedea cine are dreptate, pentru că, atenție, în toate live-urile astea este exprimat un singur punct de vedere. În mod normal trebuie să vedem, băi, hai să vedem ce este și partea ailaltă. E, în momentul în care tu faci niște amenințări voalate, că o să facem, o să dregem, o să avem noi grijă, o să le băgăm mințile în cap, măcar spunea, domne, ne vom asigura că legea va fi respectată. Era o altă nuanță. Era o altă nuanță. Când spui o să le bag eu mințile în cap, este o atitudine un pic nepotrivită pentru un președinte al unei țări. Deci cred că fiecare își face calculele lui electorale. Probabil domnul Simion, și eu nu-s consultant politic pentru dumnealui niciun caz, probabil domnul Simion și-a făcut niște calcule electorale și și-a dat seama că dacă acești șefi interlopi îl susțin, câștigă ceva, poate mai mult decât dacă s-ar disocia de ei. Eu n-aș face lucrul acesta. Vă spun ca un om care a câștigat probabil una dintre cele mai grele lupte electorale, da, din această țară, eu vă spun că nu aș face acest compromis. Pot să câștigi și eu pot să spun asta, cred, la fel de bine ca oricine care a câștigat, poți să câștigi cu oamenii onești din această țară. Nu ai nevoie de clanuri interlope și de jocuri subterane ca să câștigi o rundă de alegeri. Mario, dacă ești un om onest, dacă nu ești, ai nevoie. Haideți să vă arăt una dintre micile dovezi că Micula este cel care finanțează toată rețeaua asta. De altfel, v-am și arătat că și-a pus și poza acolo, apare în toate live-urile astea. Haideți să dăm câteva comentarii. Ce spun oamenii de pe TikTok? Dați un pic jos burtiera, pentru că, mă rog, ăștia țipă pe aici, acum câteva zile îl înjurau pe Simion, că așa s-a aflat povestea asta și zice... Micula e mare păpușar ca de obicei, iar voi păpușelele, banii lui Micula le-a închis gura, până v-a băgat iar Micula câteva puncte, toți sunteți la fel. Ce înseamnă aceste puncte? E vorba de acele cadouri care se dau în live-urile de pe TikTok. Mai mult decât atât, toată această rețea interlopă, gestionată și de Micula, organizează acele tombole pe TikTok în care oamenilor li se cere să doneze pe Revolut, să dea niște bani și apoi se organizează în un fel de jocuri ilegale, care sunt gestionate. Și tot acolo Micula bagă banii și în funcție de asta lumea se bucură. Da. Dar apropo de asta, da, ne-am adus aminte de ce spunea George Simion acum câteva luni. Lăsați toți scrocii să intre în partid. Bravo! Deci, până la urmă, uite-i, asta vede. Ionel Dancă, te rog. Da, Ioana Constantin, e într-adevăr incredibil ceea ce prezentați. Sigur că, într-un fel sau altul, cei care suntem implicați în politică,
din păcate ne-am confruntat cu acest fenomen foarte nociv, implicarea lumii interlope la alegeri, mai ales la locale, știm în multe zone din țară, efectiv lumea asta interlop ajunge să pună primarii, să influențeze voturile, pentru că au rețele de voturi pe bani. Despre asta este vorba. De ce fac asta? Pentru că o fac la schimb pentru protecție, ceea ce nu înțeleg eu. Ce protecție poate să le ofere George Simion, în afară de, să spunem, scandalul pe care îl face pe TikTok, pe Facebook, pe Facebook, nu știu, ce protecție poate să le ofere Simion? Și aici mă duce cu gândul la faptul că această zonă interlopă negociază, sau Simion negociază cu lumea interlopă o protecție în numele celor care dețin cu adevărat puterea. Ori, din punctul ăsta de vedere, cred că subteran e mai mult decât ceea ce se vede. Și așa cum bănuim și suspectăm de foarte mult timp, AUR și Simion e un partid satelit al PSD și probabil în numele influenței pe care crede Simion că o poate avea la diversi potentați locali PSD sau naționali, ne promite acestora protecție. Asta se întâmplă. De ce oamenii aia cred că Simion poate să le ofere protecție? Pentru că ne întoarcem exact cum ai spus tu, în anii 2000, sau mai bine spus în anul 2004 de data asta, când Adrian Năstase avea teoria aceea, centrul imaculat. Da. Iar în momentul de față asta face și PSD-ul. Deci el se folosește de AUR tocmai pentru a-și păstra influența în lumea aceasta interlopă și pentru a păstra centrul imaculat. Bun. Domnule Zaharia Zoltan, dumneavoastră cum interpretați? Mulțumesc pentru răbdarea, dar au fost multe materiale. Cum interpretați? Și am arătat până acum, totuși vorbind de un partid parlamentar, de un lider de partid parlamentar. Doamna Constantin, eu sincer să fiu, eu nu mă mir la ce am auzit. Deci este o vorbă din bătrâni, că lupul își schimbă părul, dar năravul ba. Am asistat în Parlament în ultimii 2 ani, să zic așa, la o schimbare de atitudine a domnului Simion, că a devenit, să zicem așa, mai civilizat, mai domol, nu a mai făcut scandaluri, dar de fapt nu s-a schimbat nimic, deci asta se vede. Nivelul grupului AUR în a se exprima și să vedem și nivelul susținătorilor a rămas același, la scandalagii, la diverse grupuri, chiar vedem interlope, este aceeași placă care a fost începând din 2020. Deci eu nu mă mir. Dacă lumea vede acest lucru, atunci e bine. Dacă nu vede, e păcat. Dar altceva nu pot să comentez. Haideți să vă mai arăt ceva, pentru că apoi vreau să vorbești de guvernare, ce urmează de dreapta, dacă se fac alianțe sau nu. E o întrebare bună și legată de UDMR ce va face, dar vreau să mai dăm un pic cu acest lider al duduienilor, cu George Pian. Pentru că a fost și s-a și certat cu Simion acum câteva zile și a apucat să spună niște lucruri. După aia s-a împăcat și a pus poza cu AUR. Dar e interesant ce a zis când erau certați. Din contră, ți-am vorbit și cu domnule președinte. Domnule președinte, vrem și noi un răspuns la dumneavoastră, nimic mai mult. Ok, bravo lui dacă ai stop drogurilor, dar de ce nu le dă un răspuns? Când eu l-am întrebat, domnule președinte, de ce nu-mi dai și mie, bă, dați-le mă bloc la ăștia cu AUR-ul lor. De ce nu-mi dai și mie un răspuns? Sunt 6 țări în Uniunea Europeană în care drogurile sunt legale, oameni buni. Sunt legale. Eu, la viața mea, m-am drogat. Și nu mi-e rușine să o zic. O voi zice oriunde. Și nu vreau ca și copiii mei să facă ce am făcut eu. Nu vreau. Tu vrei ca copilul tău să drogheze, om bun? Vrei ca copilul tău să drogheze? Nu vrei să drogheze. Bun, dacă nu vrei să drogheze copilul tău, atunci n-ai fi rușit un răspuns? Nu mai vreau să scrie ăștia aici AUR, da? Eu de azi înainte stau numai pe tine, domnul Lingio, te iubesc, domnule George. Ai cuvântul meu de onoare. Eu stau numai pe tine. Eu îl respect pe Victor, eu îl respect pe Victor.
Și hai să arătăm un pic din investigația celor de la Podul. Citiți mai multe despre... Bine, eu am preluat foarte mult de la ei. Este o investigație foarte curajoasă care trebuia în mod normal astăzi să fie preluată de toată presa și de toate televiziunile. Hai să dăm un pic mai jos, pentru că ei explică foarte clar ce se întâmplă în toată această schemă. Cu mai bine de o săptămână înainte de start oficial al campaniei electorale pentru parlamentare, mai mulți tiktoker cu vizibilitate importantă în rețea și-au schimbat brusc și concomitent poza de profil cu una a formațiunii AUR, îndemnând în același timp publicul să voteze partidului Simion. Din verificările noastre ar fi vorba de cel puțin 3 influencer maneliști, mă rog, nu știu, sunt ăștia, Macaveli, Alin, Florinel de la Vaslui, toți cu conexiuni în zona interlopă, unii dintre ei foști consumatori de droguri, după cum au afirmat chiar ei, și organizatori de tombole ilegale pe conturile lor de TikTok. Tombolele au fost la un moment dat, au luat o mare amploare, deci asta e o altă metodă de jefuire a oamenilor. Hai să dăm un pic mai jos. Sunt însă postări în aceeași rețea care atrag atenția utilizatorilor că printre susținătorii AUR cu influență sunt și pedofili, proxeneți, interlopi periculoși. Dăm un pic mai jos, că aici înjură, da, ați văzut cu ce se ocupă ei. Bun. Și aș vrea poate găsim un pic și bucata despre Victora și Micula, ăștia sunt băieții. Bun, culmea, cel care a dezvăluit public tot angrenajul pro-AUR finanțat, aparent și gestionat de condamnatul la închisoare cu suspendare Victora și Micula, este George Pian, vărul răposatului Eni Pian din clanul Duduienilor. Da, Mario De Mezzo. Ce ar mai fi? Ar mai fi de zis ceva? E clar că investigația jurnalistică este foarte bine făcută și dovezile sunt zdrobitoare și pe unii dintre acești oameni, pe câțiva dintre ei și știu din auzite, nu m-am întâlnit, Doamne ferește, vreodată personal cu el, dar reputația le-a luat-o înainte. Și lucrurile sunt îngrijorătoare dacă este așa, pentru că, sigur, din fericire pentru România, și cred că ăsta e motivul pentru care George Simion apelează la aceste relații, rețele subterane, el își dă seama că n-are nicio șansă la președinte al României, apelând la oamenii onești. Deci, din fericire, nu se va întâmpla asta, dar haideți noi, oamenii onești, să mergem pentru 30 de secunde într-un scenariu științifico-fantastic și să ne imaginăm cum ar arăta România cu un președinte care a avut în spate aceste clanuri. Dom'le, cred că ne-am pune hainele în valize și am plecat toți din țară. Nu există așa ceva. Este inacceptabil. Deci această asociere ar trebui să ne sperie pe noi toți oamenii onești și să ne facă să ieșim la vot susținându-ne preferatul, indiferent care este. Sigur, eu îl susțin pe președintele Nicolae Ciucă, la fel cum doamna Prună pe doamna Lasconi și domnul Dancă pe cine susține, că nu știu de la pe domnul Orban candidează. Susține, da. Candidează domnul Orban? Da, candidează, dar asta discutăm acum, imediat. Așa. Sigur, vorbim. Dar ce voiam să spun este așa, ar trebui alegerile prezidențiale și parlamentare, se spune că nu au aceeași importanță în ochii alegătorilor ca alegerile locale și că numărul de alegători scade de la locale la prezidențiale și parlamentare. Acest lucru este statistic. Este, doamna Prună, este statistic dovedit, vă trimit niște screenshot-uri ca să vă convingeți. Scade numărul de la locale la prezidențiale și la parlamentare, scade. Ce încerc să spun este că aceste situații de genul acesta, în care există riscul ca niște clanuri interlope să ducă un candidat mult mai departe decât ne-am gândit noi, oamenii onești, ar trebui să fie o motivație suficientă ca interesul nostru să fie cel puțin la fel de mare. Bun. Și pe aceste runde de alegeri. Vreau să iau câte o scurtă intervenție și apoi să trecem să vedem ce a zis Becalice, ce ăla cu de dimineață, Ionel Dancă, te rog, o scurtă observație de final, așa, pentru oamenii care merg la vot în primul rând. Bun, nu, ceea ce ați prezentat voi este la vedere. Sau mă rog, pe anumite rețele, sprijinul, influența, combinațiile interlope sunt la vedere pentru un candidat. Dar avem și candidați care nu își arată această față. Haideți să ne gândim la domnul Joană, de exemplu, care știm că este susținut de Evanghelie și alți exponenți care... Sigur, nu au poate aceeași reputație interlopă, dar au o reputație... Are, Evanghelia are. Tot sectorul 1 îl controlează aici în București, interlopii deci, lui, și pe vremea lui Tudorache. Să nu ne facem,
Să nu ne facem iluzii că doar unii sunt de această natură. Iar domnul Ciolacu, eu vă spun în mod cinstit, nu este străin de aceste combinații care îl sprijină pe Simion. Deci acolo este un joc în... Împreună domnul Ciolacu cu domnul Simion, repet și vă amintesc că nu e prima dată când PSD-ul încearcă strategia asta de a spăla imaginea la centru și de a păstra influența în teritoriu, de rețele de voturi pe bani. Cristina. Haideți să ne uităm cu atenție la toți candidații. Eu de Joana cred că mă ocup cel mai mult dintre toți ăștia cu emisiuni, da. Da, eu totuși am încredere în oamenii care trăiesc în această țară, și că eu. Vor deschide bine ochii și că nu o să lase un individ precum George Simion, care iată are în spate aceste grupuri de interese, care și-a dat arama pe față, cere bani pentru locuri pe liste, nu știu, se plimbă cu elicoptere, epatează, adică arată până la urmă tot ce noi nu ne dorim de la un președinte, de la președintele României. Da? Nu mai vrem șmecheri, nu mai vrem tot felul de astfel de înșelăciuni. Suntem și noi într-o democrație care e tânără încă, are 35 de ani, dar totuși oamenii își doresc altceva de la clasa politică și eu am încredere că omul ăsta nu o să ajungă în turul 2 cu toate eforturile PSD, pentru că da, sunt de acord și am spus-o și eu. Ciolacu îl vrea pe Simion în turul 2. E cât se poate de clar. Nu se poate tu, ca șef al guvernului, să nu ai un cuvânt de spus la adresa lui Simion, care, în condiția în care tu ai informări care îți vin de la țări vecine, cel că ăsta e interzis. Moldova, da? Cel puțin din Moldova. Și Moldova, până la urmă, noi ne dorim ca Republica Moldova să intre în Uniunea Europeană, să meargă pe drumul acesta. Deci sunt foarte multe semne de întrebare în dreptul lui Ciolacu și să iasă să ne zică chiar îl vrea pe Simion în turul 2, chiar așa își bate joc de noi. Hai să vedem ce a zis despre asta, dar mai întâi să-l ascultăm pe Gigi Becali, cel care aseară a detonat o bombiță de campanie. Eu îl bănuiesc că supărarea era că ăștia de la PSD l-au cam înșelat cu povestea cu firmă, ce are el, o firmă de asta de armament. Și trebuia să primească niște bani acolo și asta seară Becali, domne, eu șpagă nu dau, nu pentru că nu sunt un om generos, ci pentru că mi-e frică. Dar hai să vedem ce a zis despre planul ăsta cu Hrebenciu, cu Simion în turul 2. Eu pe mine am vorbit și cu Hrebenciuc și mi-a zis, bă, Gigi, hai să-l băgăm pe Simion în turul 2. De, acum vreo lună jumate. Dar am vorbit și cu Ghiță. Deci Hrebenciuc e prietenul meu, fratele meu, dar a rămas singurul prieten adevărat din toți prietenii mei. E caracter, bă, lumea vorbește în fel și chip, dar e un mare caracter. Să vă și pe tămâni. Hai să-l băgăm pe Simion. A zis, bă, Viorele, uite care-i treaba. Hai să-l băgăm. Dar după aia, în turul 2, să nu vă apucați să-l atacați pe Simion. Să-i lăsăm să se bată, să vedem cine e mai puternic. Și atunci a zis, bă, Gigi, să intre el în turul 2 și după aia să facă ce vor. A zis, bă, o să ți-l bată măr, pentru că Ciolacu nu-i politician, el săracul e un baș, el pe acolo și a... Nu există așa ceva, da. Deci negați această implicare. Să știți implicare. Că l-am ascultat și eu pe domnul Becali, s-a supărat după o intervenție de-a mea la Fanatic și unde cred că nu a ascultat toată emisiunea, fiindcă eu n-am avut, dimpotrivă, am zis că există primari care iau banii publici și duc în fotbal și deodată vor să devină Becali. Ceea ce este total anormal. Trebuie modificată legea, pentru că oamenii aleg un primar, cred că pentru cu totul și cu totul altceva. Să facă școli, să facă drumuri, grădinițe, nu să fie șef de club de fotbal. Să vorbească, dar sunt prieteni. Păi și dacă domnul Hrebenciuc i-a spus toate lucrurile astea, credeți că minte domnul Hrebenciuc? N-are ce face acum că a ieșit din închisoare? Nu știu cine minte sau nu minte. Știți cum e? Când sunt alegeri cu asemenea miză, toată lumea vrea să bage capul în poză. Da, toată lumea vrea să bage capul în poză, zice domnul Ciolacu. Domnule deputat Zaharia Zoltan, dumneavoastră cum priviți la scenariul ăsta? Vi se pare fezabil? Din multe puncte de vedere se repetă niște elemente care țineau de anii aceia 2000, inclusiv această apropiere a lui Becali de Partidul Aur, la vremea aia era apropierea cu Vadim, adică Hrebenciuc tot pe acolo era. Vă rog. Deci domnul Becali are o notorietate veche. Eu nu știu dacă se poate crede 100% ce spune. Poate s-o fi ivit vreo conversație de acest fel. În rest, acest scenariu ca domnul Ciolacu să ajungă cu domnul Simion și să se repete
scenariul din 2000 cu Iliescu și cu Vadim, poate părea foarte verosimil. Acum, cine în ce măsură vrea să contribuie activ, în mod activ la acest, la această combinație, asta cred că nimeni nu o poate desluși, pentru că fiind campanie, toată lumea vrea să spună cât mai mult, cât mai mare, ca să se afirme cât mai mult, ca să câștige eventual niște voturi. Deci eu nu aș pune prea mare preț pe cele spuse de domnul Becali, dar 100% nu se poate exclude. Da, cei care de ceva vreme, zicem de vreo jumătate de an, că Hrebenciuc face jocurile în PSD, aș crede așa pe domnul Becali totuși. Ionel Dancă, păi, nu știu dacă domnul Hrebenciuc este într-adevăr încă foarte activ sau nu este activ. El a fost întotdeauna pus sau, să zicem așa, a avut o notorietate de sforar, că era întotdeauna în spatele unor acțiuni dubioase între și pe, în interiorul PSD și între PSD și alte partide, dar de un timp încoace el n-a mai fost activ, adică nu s-a văzut. C-o fi în spate și are niște spori idei cu Iordache și lucrează împreună cu sforile alea, am auzit eu. Ionel Dancă, te rog. Ceea ce spune domnul Becali este ceea ce vorbește gura târgului de foarte mult timp. Nu este o noutate. Încă mi-amintesc încă în preajma alegerilor locale la începutul anului, când mai diversi reprezentanți, candidați la alegerile locale căutau sprijinul AUR sau o formă de alianță cu AUR, erau trimiși la Hrebenciuc și la Becali și eram mirat atunci când auzeam de la oamenii respectivi că ei se duc să negocieze cu Hrebenciuc și Becali susținerea AUR. Deci asta am auzit încă de la începutul anului. Deci asta că de o lună jumate domnul Becali a spus o jumătate de adevăr în afirmația lui. Adică planul este mai de mult pregătit pentru acest scenariu, ca PSD-ul să-și aleagă contracandidatul din turul 2. De altfel, PSD-ul și în Parlament practic și-a inventat propria opoziție cu AUR ca să închidă, să spunem așa, vocea opoziției adevărate, a celor care chiar facem opoziție în Parlament, fie noi de la Forța Dreptei, fie colegii de la USR. Deci, prin modul lor de a face scandal și de a juca această scenetă de opoziție cu PSD-ul, de multe ori, cu ajutorul televiziunilor sprijinite de PSD, au reușit să se profileze în opoziția la PSD. Da. Dar este tot o butaforie. Simion a recunoscut, mi-a zis Nea Gigi, Mario, te las ultimul, că voi ați dezvălui planul înainte să-l dezvăluie Becali. Simion zice, Nea Gigi mi-a zis de Hrebenciuc, dar am pus o condiție. Între timp, Gigi Becali zice de vreo oră, două, că l-a sunat aseară Ciolacu. Foarte interesant și asta. Te rog. Ei discută între ei, vă dați seama că nu se aruncă așa la televizor niște lucruri fără să fi discutat înainte. Dar eu ce remarc e că e un plan foarte bine pus la punct. Uh-huh. Pasul 1 a fost invalidarea candidaturii lui Șoșoacă cu mâna CCR-ului, unde știm foarte bine că acolo sunt foarte mulți membri, foști membri PSD, da, care sunt în funcție, pentru ca acele voturi suveraniste să meargă către AUR. Le-a reușit. Acum toate tunurile sunt puse astfel încât să-l împingă pe Simion în turul 2 și vedem tot felul de dezvăluiri, tot din partea presei, că se vor da niște voturi către Simion. A văzut un număr, vreo 300 și ceva de mii de voturi care mergeau către AUR. Deci, în spatele cortinei, lucrurile se mișcă, rotițele se mișcă către acest plan. Dar, încă o dată, eu vă spun, eu am încredere în oamenii din această țară și sper că nu o să poată ei să-și facă planuri cât o să poată românii să voteze. Și aici, domnul Demețo, eu știu că am mai avut în istorie
momente în care românii s-au mobilizat tocmai la votul pentru președinție și sunt rândurile de alegeri cele mai importante în mentalul colectiv românesc pentru președinte. De obicei, da. Bine, Mario, voi ați lansat prima dată ipoteza asta, ba chiar colegul vostru Muraru de la Iași zicea că se dau 15-20 de voturi per secție, iată că seara dezvolui și Becali. Ceea ce îi rog pe români este să iasă la vot masiv. Indiferent care este opțiunea lor de vot, să iasă masiv la vot. Asta le-am spus și în campania de la locale, om cu om, vot cu vot. Pentru că atunci când oamenii ies masiv la vot, aceste jocuri subterane, mizere, care pot schimba, atenție, pot influența voința reală a oamenilor. Sunt comune în Olt, Ioana, iar tu știi, sunt comune în Olt unde primarul a pierdut la 50 de voturi și au fost 150 de vize de flotant sau de cărți de identitate noi. Acolo voința comunității a fost schimbată printr-o hoție pe care anul acesta la locale Ciolacu a îngăduit-o. Există lege care interzice vizele de flotant. Ciolacu a permis vizele de flotant prin ordonanță de urgență. Bun. Deci aceste jocuri subterane nu-i sunt străine. Asta vreau să spun. O să vedem ce se întâmplă. Că voi aveți un apel către doamna Lasconi, dar trebuie să iau pauza și urmărim. Mulțumesc, Zacaria Zoltan, mulțumesc, Ionel Dancă, și ne întoarcem să vorbim fix de apelul ăsta între PNL și USR imediat. După ultimele sondaje la prezidențiale, Nicolae Ciucă face apel la Elena Lasconi să se retragă din această cursă, să înțeleagă un pic aritmetica și politica. 8% în locale e mai puțin decât 30%, zice domnul Ciucă, iar astăzi Elena Lasconi îi răspunde pe Facebook: breaking news, și astăzi candidez, arătăm și postarea. Bun, o să împărțiți timpul, Cristina, Mario, un minut jumate fiecare. De ce nu răspundeți măcar să discutați, Cristina? Nu știu dacă cine trebuie să se retragă, dar să aveți un candidat pe dreapta. Păi, eu am văzut că s-au stabilit locurile pe buletinul de vot. Doamna Lasconi e locul 1 pe buletinul de vot. Domnul Ciucă nu știu pe ce loc este, dar în orice caz vor fi ambii pe buletinul de vot. Asta ce încearcă domnul Ciucă să facă? Să pară așa că România se tranzacționează la bursa PNL, la bursa pariurilor, la sondajele cu care vin ei... Știți, domnul Ciucă mizează foarte mult pe votul primarilor. Ori nu primarii votează, votează românii, votează oamenii din țara asta care vor vedea o campanie electorală, vor vedea niște planuri de țară, vor vedea candidații care vor încerca să convingă. Noi avem încredere în Elena Lasconi că va putea să convingă românii. Și, sincer, domnul Ciucă, iar mă uit la el, este lipit de Marcel Ciolacu, este într-o guvernare cu Marcel Ciolacu. Ce credibilitate are? Îl acuză pe Ciolacu și pe PSD că fac jocurile lui Simion și ale rușilor și e alături de niște oameni care echipurile sunt proruși la guvernare. Adică să vedem și o puțină coerență la domnul Ciucă, se poate? Mario Demețo, de ce îi cereți această retragere? Acum, dacă USR-ul ar avea primari, doamna Prună ar ști că primarii transferă din credibilitatea lor către candidatul la prezidențiale. USR-ul nu are primari, iar cei câțiva primari avem pe care primar, i-a avut s-au înjumătățit dintre cei pe care i-ați avut. Și mai mult decât atât... Dar pe dumneavoastră nu v-au votat oamenii. Nu v-a întrerupt nimeni. Îmi cer scuze. Sunt pe Skype și e mult mai complicat. Domnul Viziteu, care este unul dintre foarte puținii primari care au obținut al doilea mandat, a făcut pas în spate de lângă doamna Lasconi, din ce știu eu, înțelegând că nu va câștiga. Mă rog. Dacă mi-aduc aminte bine, USR-ul este cel care făcea apeluri repetate și repetate la: domne, hai să ne unim pe partea dreaptă, hai să facem o construcție de dreapta. Acum când vine Partidul Național Liberal și spune ok, hai să facem, USR-ul spune nu, domne, nu ne trebuie. Eu am spus și o spun la fel de tare. Dacă vrei să demolezi ceva în această țară, chemi USR-ul. Dacă vrei să construiești, USR-ul nu știe să facă asta. O să guvernați, mă, împreună după decembrie și trebuie să... Ioana, să știți că noi chiar ne dorim o guvernare de dreapta. O secundă, Ioana, vom guverna împreună dacă USR-ul învață și să construiască, nu doar să demoleze. Bravo, luați-vă niște altceva în afară de picamere. Mulțumesc, salutări la Slatina, mulțumesc, Cristina. Pauză, am încheiat. Mulțumesc, ne întoarcem de la fix.